Jandarmii botoșeneni au sancționat în sezonul competițional 2013-2014 mai mulți botoșeneni care fie nu au respectat reguli impuse la intrarea în stadionul municipal, fie au comercializat alcool în perimetre unde s-au organizat competiții, deși nu aveau voie. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul Județean de Jandarmi Botoșani, anul trecut au fost aplicate un număr de 17 sancțiuni contravenționale și 6 măsuri de interzicere a accesului la competițiile de fotbal pentru o perioadă de 6 luni. De asemenea, au mai fost aplicate sancțiuni și persoanelor care au pătruns pe stadion cu băuturi alcoolice, au înjurat și folosit expresii jignitoare la adresa forțelor de ordine, au pătruns în interiorul stadionului fără respectarea normelor de acces stabilite de organizator și sub influența băuturilor spirtoase. În prezent, 3 microbiști nu mai au voie pe stadion.